În semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă, susținerea și implicarea în actele de caritate și promovarea valorilor creștin-ortodoxe, aseară Ilean, președintele Asociației Obștești Soarta, a fost decorată de către înalt preasfințitul Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldovei, cu înalta distincție a Bisericii Ortodoxe din Moldova, Ordinul Cuvioasa Agafea de la Cușălăuca, de gradul 2. Părintele Nicolae Craveț, protopop de Soroca, a prezentat în alt preasfinției sale la reședința mitropolitană raportul de activitate în cadrul protopopiatului și a relatat despre actele de caritate desfășurate în comun cu Asociația Obștească Soarta și protopopiatul de Soroca. Mitropolitul a mulțumit pentru implicare și buna colaborare, iar doamna Reilean a mulțumit pentru înalta distincție și apreciere.